Legat de Prahova, cum comentați activitatea de aici și cea de la Ploiești? Sunt, sunt mulțumit de echipa de la Prahova. Urmează să dezbatem chiar în următoarele minute și rezultatul obținut de organizație. Sigur că e mai mic față de cel de la europarlamentare, dar sunt convins că doamna președinte Bozeanu va lua măsurile necesare pentru a se pregăti bine de alegerile locale, pentru că obiectivul nostru este să avem un vot politic de peste 10% în județ.